Un colonel al Gărzii Revoluționare iraniene a fost ucis în timp ce conducea în Teheran duminică într-un atac fără precedent din noiembrie 2020. Președintele iranian Ibrahim Raisi a declarat luni că va exista răzbunare pentru moartea colonelului Zayad Kodai. Colonelul Zayad Kodai, membru a 2020. Era locuinței sale din capitala de est a Teheranului, soldatul este cea mai importantă persoană din Teheran care a fost declarată moartă în Iran după X-2020, pe care Iranul a pus pe seama Israelului. Nu mă îndoiesc că sângele acestui mare martir va fi răzbunat, a declarat luni președintele iranian Ibrahim Ra. Prindu-se la Statele Unite și aliații săi în limba oficială a Republicii Islamice, îndemnă autoritățile de securitate să acorde o atenție deosebită. De 1700, Garda Revoluționară l-a descris pe Zayad Kodai drept apărător al templului și a condamnat actele teroriste. Termenul apărător al sanctuarului, deși în care Iranul pretinde că se află prin ceea ce îi descrie drept consilierii militari, cei care au pierdut pe câmpul de luptă înaintea apărătorilor de.